Era o zi de vară. Am decis că eu și câțiva prieteni să mergem la camping. Noi care căutam un loc liniștit, nu doream să mergem în locurile de campare obișnuite, pentru că erau mulți oameni, așa că am decis să mergem spre pădurea interzisă. Ajuns acolo, ne bucuram de peisajul mirific. Am decis să ne așezăm corturile lângă un pârâu. Mergând să ne uităm în jur, mi-am dat seama că cineva ne urmărea. Era întufiș o capră urâtă, așa credeam, dar aceasta s-a ridicat. Și mi-am dat seama că nu era nici om, nici capră, era mult capră. Era o creatură hidoasă cu corp de om și cap de capră. Am decis să fac o poză, dar el nu părea prea prietenos, ci voia să ne atace. Le-am spus tuturor să plecăm, dar era prea târziu, pentru că aceasta a început să ne vâneze. Fugeam cât de repede puteam. Am decis să ne ascundem și să sunăm la urgențe. Atunci le-am spus că suntem în pădurea interzisă și că avem nevoie de ajutor. Cel de la telefon ne-a sfătuit să stăm ascunși și să nu intrăm în. Dar omul capră ne-a văzut și ne-a distrus telefonul. Am observat că eram într-o peșteră plină cu oase, cranii și corpuri străpunse. Deodată mi-am dat seama că cel de la telefon ne-a spus să nu intrăm în peștera omului capră. Fugeam cât de repede puteam, însă omul capră l-a prins pe Eric și l-a străpuns cu cornele. Uitându-mă în spate, am rămas paralizat, iar acesta m-a prins și pe mine. Acesta cu cornele sale sângerase vrea să mă străpungă, dar a fost lovit cu o săgeată tranquilizantă și acesta a căzut la pământ. Poliția a sosit și ne-a evacuat pe toți, iar pe Eric l-au dus la spital. Era cât pe ce s-a murit.